Ce sentiment aveți când vă gândiți la evoluția și punctul în care ne aflăm la Cluj din punct de vedere administrativ, mai ales că vine și scrutinul ăsta local? Da, eu cred că în Cluj Cluj a făcut un salt extraordinar în ultimii 20 de ani în care într-adevăr, după o stagnare din perioada lui Funar, a fost o eliberare de energie. O eliberare de energie haotică un pic, am crescut foarte mult, că a luat am dat peste, dar nu ne-am dezvoltat, nu ne-am dezvoltat strategic și în viitor vom avea câteva crize foarte importante. Avem o criză urbanistică, pentru că în acest moment nu reușim traficul, nu s-a făcut nimic cu optimizarea traficului, n-am reușit să facem asta, e un infern în oraș, în criza urbanistică vine și o criza locuirii este imposibil cu asemenea prețuri la chirii sau la locuințe va trebui dezvoltat dar drumul dezvoltatorilor imobiliari pe baza unui plan de urbanism general în care separăm zonele funcționale. Aici sunt birourile, dincolo sunt rezidențele, casele, aici sunt zonele publice, adică peste tot în lume se face așa, nu construim blocuri între case și alte lucruri. Deci asta este încă o criză. Care... Vom avea o criză a resurselor în viitor, o criză care este legată de IT. IT-ul trebuie să se transforme mult. Vorbesc cu prietenii mei din Cluj, pentru că eu am fost la originea primelor măsuri ale guvernului, eu și Dan Nica de la București, cu guvernul Năstase, Adrian Năstase a mers pe mâna noastră și am făcut, am ajutat să se dezvolte IT-ul românesc, am, făcut, am dat subvenții pentru asta, erau numai câteva mii de IT-i IT de mulți la Cluj. Și noi am observat asta și am încercat. Și după aceea a devenit un fenomen în România. Acum, toată lumea, de la Ludovic Orban, am văzut și alții, s-au apucat să uh, lupte, să taiem uh, IT-urilor toate uh, inclusiv, uh, resursele. Inclusiv scutirea de impozit. Inclusiv scutirea. După părerea mea, este o greșeală asta. Dar uh, IT-ul va trebui sprijinit să se reconstruiască, uh, să nu mai vinde ore muncă, așa cum a fost până acum. Am făcut, de fapt, mai mult un lon și să, să licențiem produse și să lucrăm la chestiunile mari ale Europei. Pentru că avem atâta experiență în momentul ăsta încât trebuie să ne cuplăm la ceea ce înseamnă industria de apărare, la programul Horizon din Europa, la care, din păcate, sunt miliarde pe care noi nu le luăm. Deci, IT-iștii noștri trebuie să treacă de la munca brută la avind de inteligență, nu ore de muncă. Și asta va fi o nouă criză. De aceea, Clujul are nevoie de o altă gândire. Uh, Clujul are nevoie de o altă administrație. Uh, după părerea mea, uh, sper să se întâmple cât mai repede. Semnele bune sunt, uh, dar dacă rămânem în această paradigmă a stabilității, nu schimbi calul când urci de alu, uh, o să, să observăm că acum suntem, uh, începem să coborâm de alu, dacă nu suntem atenți. Am ajuns într-un vârf. Și ar trebui să spunem, mulțumim celor care au dus până în acest moment, dar că trebuie schimbat un pic compoziția administrației și venit cu o administrație modernă care să înțeleagă noile provocări. Clujul a devenit mai important decât ne dăm seama. Suntem o capitală a Transilvaniei, suntem un oraș mult mai aproape de Europa și trebuie să tragem și România după noi. Și de aceea, nu numai ca element de exemplu, dar va trebui să facem, mâine o să lansăm spitalul regional. Dăm prima lopată la spitalul regional. Oarecum rușinos. Țin minte că în 2004 am vorbit prima dată cu Marius Nicoară, care a fost cu adevărat unul din primii inițiatori ai proiectului. Apoi am observat toate blocajele și modul în care n-am reușit noi să facem un spital regional timp de 17 sau 18 ani. Spuneați la un moment dat că un candidat bun la primărie îi poate face pe oameni să viseze și am avut foarte multe vise la Cluj, de exemplu gondolă, somerj navigabil, monorail, centură metropolitană, spital regional de urgență, parc, în rai, pasaj, Tetura unele chestii sunt mai realizabile, adică s-au făcut niște pași în ceea ce privește studii de fezabilitate sau... Dar lucrurile merg foarte încet din punctul ăsta de vedere. Cele mai mari proiecte noi n-am reușit să le facem, din păcate. E adevărat, societatea a evoluat, dar noi n-am reușit să construim un spital din fonduri publice. Am așteptat mereu fonduri de la București. Noi nu suntem un Oraș care să stăm cu mâna întinsă. Avem un buget foarte mare, cum este și acum, și ar trebui să avem propriul nostru plan de infrastructură. O filarmonică n-am reușit să facem în 30 de ani. Eu, când eram la Ministerul Apărării Naționale, cu autoritățile locale, cu Alin Tise, am făcut un proiect, am dat un teren pentru operă, Pe să construim. 21 decembrie, de exemplu, unde ar trebui să fie acea casă multifuncțională de cultură, avem un parking, de fapt. Deci, din, din păcate, noi n-am reușit să ne dezvoltăm strategic. Asta este marea problemă. Eu nu-mi place să critic Iurea, eu îmi place să mă mândresc cu Clujul. Indiferent cine a condus, n-a condus PSD-ul niciodată Clujul, dar am fost întotdeauna solidar cu oricine a condus județul și orașul și ne-am adus aportul nostru la București când era condusă România de alt partid. Dar în acest moment, eu cred că batem pasul pe loc, sunt foarte multe nemulțumiri și uh, a crescut nivelul de aspirație al oamenilor. Deci oamenii nu se mai mulțumesc cu uh, promisiuni. Uh, metroul este un vis frumos al nostru, uh, va fi foarte complicat într-un oraș uh, în care este și napoca romană, să treci peste toate elementele acestea. Înțeleg că... Să nu fie că la radio să ne propune un metro să ne iasă un buncăr să cum. Deci eu, pentru că suntem pe finalul emisiunii, îți povestesc un lucru de pe vremea când eram student. Țin minte că erau mulți uriști ruși și polonezi pe vremuri înainte de comunism și este o toaletă în spate la Catedrala Sfântul Mihail, este o toaletă în jos și am văzut doi ruși ieșind de acolo și unul spunea celălalt, ce niet metro! Deci asta mi-a adus aminte în aceste zile când facem proiecte. Sper să reușim acest proiect. Ar putea să fie emblematic pentru Cluj, dar poate că un spital sau un sediu de universitate în care toate lucrurile să fie acolo ar fi fost mai util în acest moment. Așa e. Mulțumesc tare mult pentru această discuție, domnule senator. Mulțumesc și eu. Cred că Clujul merită o discuție mult mai elaborată, așa că vă invit la o nouă emisiune cât de curând să discutăm și despre aceste provocări. Mulțumim că ne-ați urmărit, zi bună, salut!